legate de organizarea jocului. De aceea alături de noi sunt președintele clubului sau directorul Dan Colesniuc, antrenorul Florin Maxim, capitanul Alexandru Neacșa și golgheterul echipei noastre Marius Coman, jucător care a și trecut pe la CFR în cariera sa. Cred că ideal ar fi să începem cu câteva detalii legate de organizare, de meci și apoi vorbim propriu-zis despre meci. Așa că, Dan... Bună ziua! În primul rând salut toți cei care ne privesc în momentul acesta. Suntem într-o fază în care nu toată lumea a reușit să ajungă, este destul de avansată, ca să zic așa, Cupa României în sferturile de finală. Mulțumesc tuturor băieților care stau aici lângă mine și cei care au participat la acest obiectiv. Suntem mulțumiți de ceea ce au oferit până acum și, în primul rând, cred eu din partea lor că și-au dorit foarte mult ca aceste jocuri să fie pe placul spectatorilor și să aibă posibilitatea să vadă o etapă cât mai avansată în Cupa României. Mulțumesc pe această cale, au fost băieți serioși și au văzut de treabă și am ajuns până în acest moment. Spectatorii care doresc să vină la acest meci, așteptăm un număr cât mai mare. De altfel, s-au și pus în vânzare peste 8.000 de bilete și s-au cam epuizat. De aceea e de preferat să se grăbească să-și mai procure ce bilete a mai rămas în momentul de față. Meciul va fi cu o încărcătură foarte mare. Pentru Hunedoara este o sărbătoare, este un eveniment la care noi am visat. Și o să-l tratăm ca atare, o să ne încercăm să ne organizăm cât mai bine aici vis-a-vis de ceea ce înseamnă intrarea în tribunele stadionului, având în vedere că este un număr foarte mare de spectatori, iar posibilitățile noastre sunt puțin mai precare. Dar o să încercăm să facem față afluenței mare de spectatori. De aceea îi rog să vină, dacă se poate, mai repede la stadion. Noi deschidem porțile cu 3 ore înainte de a începe meciul și ar fi de preferat să încerce să se grăbească să vină spre stadion. Vor fi direcționați, sunt deschise 8 porți, toate cele 8 porți care le are stadionul, deci n-am mai avut așa ceva de la meciurile legendare ale echipei Corvinu și asta înseamnă că publicul hunedorean gustă și place foarte mult fotbalul. Deci asta e un semnal foarte bun pentru noi, ceea ce înseamnă că o să ne pregătim și pentru anul viitor să abordăm cu toată seriozitatea aceste meciuri și această competiție ca să accedem în o ligă superioară, respectiv Superliga României. Prea multe nu am de spus, suntem toți concentrați pe ceea ce avem de făcut de astăzi înainte. Doar rugămintea mea este să vină mai repede la stadion și să încerce să respecte regulile care noi le-am impus. Max, spune-ne câteva cuvinte despre acest meci, despre cât de special e sau dacă vi se pare într-adevăr mai special. Normal, pentru clubul nostru este un meci special, dar noi am făcut lucrurile să se întâmple. Nu ne-a oferit locul în semifinală nimeni, am muncit. Băieții au muncit de la început, de când am venit la Hunedoara. Au fost momente de suferință. N-a fost ușor să trecem și de decepții. Aș lua puțin cronologic, a fost un an foarte, foarte bun pentru noi anul precedent. Am reușit promovarea, am reușit să trecem de Sepsi, de ținătoarea trofeului. Acum întâlnim fosta campioană a României. Prea multe cuvinte nu putem să spunem despre CFR Cluj. Noi am făcut lucrurile să se întâmple, am crezut în ele, poate noi din angrenajul nostru și alături de suporteri care pe această cale țin să le mulțumesc că au fost alături de noi pe tot parcursul sezonului. Au venit în număr cât mai mare la stadion și la ultimul meci. Noi ne-am propus în vestiar ca ăsta să fie obiectivul de la care plecăm, să oferim suporterilor noștri și oamenilor care vin să ne vadă, să plece mulțumiți de la stadion. Ceea ce obținem după terminarea meciului,
Vedem după ce se termină meciul, dar ca implicare și ca abordare, eu zic că am fost echipa pozitivă. De fiecare dată am încercat să producem fotbal. Câteodată ne-a ieșit, poate de cele mai multe ori ne-a reușit. Băieții merită toate felicitările, dar mai avem de parcurs, visul continuă. Noi din acest meci îl luăm ca pe un eveniment, dar este un meci împotriva unei echipe de fotbal. La fotbal, știm, se poate întâmpla orice. E o echipă, am analizat-o, băieții în astfel de meciuri, nu știu dacă mai trebuie motivați, motivația și trebuie să fie motivați fiecare pentru el. Important e să fim lucizi, să atragem această energie, cum spunea și domnul președinte, această afluență de public va fi un public numeros. Noi trebuie să îl gestionăm până la urma urmei. Ei vin să ne vadă în mare parte și pe noi și să transformăm acea energie a publicului în ceva pozitiv, să o luăm ca pe ceva constructiv și ei să fie alături de noi pe tot parcursul jocului, pentru că la fotbal ai momente bune, mai puțin bune, pentru că și mă refer la ultimul meci, după ce am reușit să marcăm, am avut 15-20 de minute foarte, foarte bune în care nu am reușit să mai marcăm. Poate dacă eram puțin mai concreți, poate ne atrăgeam și victoria. Dar cumva am fost mulțumit de implicarea băieților, am discutat, țin să reamintesc, pentru că aceste rezultate vin în urma unei munci, în urma unor ore petrecute și în vestiar. Poate de multe ori s-au plictisit de mine cât încerc să le vin în sprijin, să fiu alături de jucători, să vedem care sunt punctele bune ale noastre, să le împărtășim, băieții să aibă curajul să-și expună părerea. Băieții au fost pe acest parcurs de campionat, au fost foarte receptivi, foarte dornici de muncă și ieri, dacă nu mă înșel, chiar Marius spunea că pot transforma acest meci în ceva pozitiv pentru ei. Pentru că fiecare are de câștigat în urma acestor meciuri. Când întâlnești o echipă bună, trebuie să te ridici la nivelul ei și nu să te autodepășești, pentru că nu vom face 20 de kilometri la acest meci, tot undeva între 10-11 kilometri. Trebuie să fim lucizi, trebuie să fim atenți. Băieții știu ce echipă întâlnesc, știu echipa CFR-ului, jucători foarte, foarte buni, jucători de calitate. Dacă ne uităm doar la linia de fund, sunt 3-4 jucători de națională. Camora, fundașul stâng al naționalei, Abeid, la fel, joacă națională, Mogoș, Manea, Deac, Keita cu Muhar, mijlocașii centrali, în stânga Otele, care a atras privirea asupra lui campionate puternice ale Europei. Birligea, la fel, un atacant foarte bun. Taxidis, un jucător extraordinar. Sunt jucători buni, dar până la urma urmei ne-am dorit astfel de meciuri, ne dorim și de acum încolo astfel de meciuri și de evenimente. Ce va fi, vom vedea după meciul de mâine. Cum se simte un astfel de meci din perspectiva voastră a jucătorilor? Cum îl percepeți? Din perspectiva noastră, e un meci pe care îl așteptam încă de când am aflat că suntem contra CFR-ului. Am muncit ca să se întâmple lucrurile astea, să ajungem aici, cum de altfel și restul adversarilor noștri au încercat să facă meciuri bune așa și noi. Da, e un meci pe care cred eu că îl așteaptă toată lumea, inclusiv colegii mei. Toți așteaptă meciul ăsta cu nerăbdare, pentru că sunt meciuri pe care le aștepți să le joci din pasiune, din dorința de a arăta că ai valoare, că ești bun. Așa privesc eu lucrurile. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt foarte, foarte încrezător în ceea ce privește meciul de mâine. Sperăm să facem o partidă bună și vom vedea la sfârșit
ce vom obține. Dincolo de evoluțiile voastre din campionat, aveți în minte și două exemple concrete. Acea victorie cu Șepși și acel meci precedent de poveste cu FCSB. Vă gândiți și la acele jocuri? Într-adevăr, s-au făcut rezultate bune împotriva lor, dar meciul de mâine sperăm să aibă același deznodământ cum a fost cel cu Sepsi. Pentru că ne dorim lucrul ăsta, nu vrem să ne oprim aici. Știm că avem un lot valoros, un lot bun și chiar ne dorim să continuăm. Marius, cum spuneam și la debutul conferinței, tu ai fost în carieră ta la CFR Cluj. Dacă meciul acesta are o însemnătate aparte pentru tine și la fel, cum îl percepi și tu, mai ales că vei avea în față jucători destul de puternici? Da, nu are o însemnătate aparte pentru mine. Nu am nimic de împărțit cu ei, sau să zic așa. Este un meci pe care îl așteptăm de mult și ne vom duela cu ei. V-ați înainte de conferința de presă dacă tot ceea ce se întâmplă în jurul acestui meci ajunge și la voi, adică simțiți cu totul diferit un astfel de joc? Da, chiar dacă am mai avut meciuri înainte de meciul acesta, în conștientul nostru tot ne gândeam la meciul cu CFR. Este o oportunitate pentru toți să demonstrăm ce putem, mai ales pentru cei mai tineri și pentru mine, pentru că nu sunt nici un bătrân. Și îl aștept cu nerăbdare. E un avantaj sau un dezavantaj faptul că poate pentru ei e cam ultimul bilet spre un lucru palpabil în acest sezon, pentru că nu prea mai au șanse la titlu? Nu știu dacă e un avantaj. Noi ne gândim la noi și vrem să mergem mai departe. Da. Aș vrea să mai adaug ceva. O să avem marea plăcere să participe la acest meci și reputatul antrenor Mircea Lucescu, care va fi în tribune, Remus Vlad, Ioan Andone, Mircea Rednic, Dorin Mateuț, Romică Gabor, Nelu Petcu, Florea Băietuș și aș putea să mai continui, că sunt mulți care au participat la cele momente. Vor fi în tribună și vor încerca din tot sufletul să fie alături de ei, să-i încurajeze, să participe cu toată energia lor pozitivă alături de ei și să le transmite pe calea mea mult, mult succes. E un moment la care, cum a zis și comandantul, se poate ca fiecare dintre ei să-și mai adauge la palmares ceva care este foarte important. Cupa României este un lucru fantastic, așa îl dorește toată lumea. Deci noi vom fi alături de ei și le dorim din tot sufletul mult, mult succes. Probleme de lot? Nu avem. Din fericire, suntem toți. Acei mulți. Față de precedent, jocul pe care aveam ca reper, cel cu Șep și Sfântul Gheorghe, ați avut mai mult timp să pregătiți această partidă, pentru că atunci am avut un joc în campionat, o deplasare lungă la București, acum am jucat acasă cumva. Noi ne-am structurat cumva perioada de pregătire, știam că întâlnim o echipă puternică, am avut mai multe discuții și de grup și individuale cu jucătorii. Băieții sunt foarte, foarte atenți și ieri am avut un antrenament tactic, am expus cam ce joacă CFR-ul, pentru că e o echipă foarte, foarte disciplinată. Eu, în momentul în care s-a apucat de antrenorat Adi și a salvat echipa voluntariului la... Eu eram antrenor la junior și urmăream antrenamentele, știu cât de riguros este. Echipa din punct de vedere defensiv arată foarte, foarte bine. În ultimele 5 meciuri au 5 goluri din faze fixe, deci e o echipă puternică și redutabilă la fazele fixe. Noi încercăm să pregătim ceva, cumva să le facem viața mai grea. Vedem dacă și reușim. Băieții, încă o dată, mă repet, au fost foarte receptivi ieri la antrenament. În astfel de meciuri, cumva, ne uităm cu toții la fotbal, vedem campionatul intern, Liga 1, au văzut și jucătorii. Sunt jucători de calitate în care noi trebuie să nu avem momentele acelea moarte. Știm că putem recupera orice minge, dar tot așa o putem să trecem rapid dintr-o fază în cealaltă, în faza de atac, în faza
faza de apărare, să reacționăm foarte bine, să comunicăm, să reușim să absorbim acea presiune a adversarului. 100% vor avea momente bune de joc, cum și noi vom avea momentele noastre, pentru că tot asta le spun jucătorilor și dacă ne invită Real Madrid, sunt 100% convins că dacă jucăm pe stadionul celor de la Real Madrid, vom avea și noi un moment, două, trei bune ale noastre. Nu s-a inventat echipa care să domine 90 de minute sau să aibă posesia 100%. De aceea eu asta am făcut apel jucătorilor, să fie foarte, foarte atenți la ce au de făcut, să se suplinească, pentru că și în antrenamente, în momentul când faci un antrenament tactic, tu expui o fază ideală de joc, dar acolo pot interveni multe. Te elimină adversarul direct, cum ne reorganizăm, unde urmează să-i ducem, unde putem câștiga mingea, ce trebuie să facem după ce câștigăm noi mingea, ce avem de făcut la fazele fixe. Și aici cumva eu cred foarte mult în echipa noastră, avem potențial, avem 4-5 jucători care atacă foarte bine, avem un executant foarte bun de faze fixe, cum cei de la CFR l-au pe Deac, și acest lucru se vede și la ei și la noi, și noi ne-am calificat în urma unei faze fixe, executată de Alex și marcând acel gol Manolache. Și noi avem punctele noastre bune, suntem conștienți de lucrul ăsta. Asta nu e o presiune pe jucători, dar ei, până la urma urmei, ei sunt în teren. De pe margine doar pot să-i susțin, să-i încurajez, și asta aștept și de la ei, pentru că nu avem timp de reproșuri, să uită la fotbalul mare, nu prea văd jucători care să dea din mâini, să se oprească, să cedeze. Aici cumva vorbea domn președinte despre lot. Lotul nostru știm cu toții, sunt 19 jucători de câmp, incluzând și acei underi care trebuie să îi avem, dar avem și niște jucători tineri buni, jucătorii noștri i-au asimilat, îi ajută, îi susțin în tot ceea ce fac. Avem trei portari, ăsta e lotul, dar domn președinte când juca pe vremea dânsului, nu cred că erau mai mult de 16 jucători în lot, de aceea și jucătorii, degeaba facem un lot de 28-29, că intervin problemele între ei, e cumva și greu de gestionat acel număr mare de jucători, toată lumea își dorește să joace, nu acceptă, pentru că de-aia ne apucăm de sport, de fotbal, pentru că noi credem că suntem cei mai buni și vrem să jucăm de fiecare dată. De aceea ei trebuie să înțeleagă, și noi am renunțat la doi jucători în iarnă, tocmai din acest considerent. Avem niște jucători tineri pe care ne bazăm, Pop a venit de la lotul național, are niște calități fantastice dacă el își dă seama, doar el, noi putem să-l susținem, să-l ajutăm. Nicolae la fel, de-aia l-am lăsat pe Elton să plece, și Elton, ce vă ziceam adineauri, își dorea să joace, cuplul de fundaș central să studase pe parcurs, Lică, Manolache au avut meciuri consistente și era cam greu să pătrunzi acolo. Din considerentul ăsta am ales să lăsăm și pe el și pe Antonov să plece, pentru că aveam acolo opțiuni, și Pârvulescu poate suplini poziția de Inter și Kindriș. Ne-am gândit și la unele meciuri să schimbăm sistemul de joc, adică aveam opțiuni. Nu mă plâng din punctul acesta de vedere, și vreau să, încă o dată, noi vorbim lucrurile astea în vestiar cu jucătorii, ei trebuie să fie responsabili, trebuie să-și gestioneze. Aseară am văzut filmul Ai România și spuneau acolo, nu aveau vitaminizare, beau cola, beau Fanta, acum avem toate lucrurile astea, avem nutriționiști, avem o refacere foarte bună, avem oameni în jurul lor, avem preparatori fizici. Ei trebuie să își gestioneze viața, că nu putem să stăm închiși, nu știu, o săptămână până la ora jocului. Ei trebuie să își gestioneze și, cum zicea și Marius, de aici, de la meciurile astea poți porni, pentru că noi am fost în Liga 3-a. Cine n-a fost și n-a antrenat sau n-a jucat în Liga 3-a, încă o dată, cred că am spus-o de zeci de ori, mi se pare cea mai grea ligă, Liga 3-a, pentru că treci prin multe meciuri de baraj unde se pot întâmpla multe lucruri, poți avea un jucător eliminat, poți avea jucători, 2-3 jucători care să fie accidentați. Deci, cumva, noi am făcut pașii corecți. Ne-am asumat lucrul ăsta în ceea ce privește lotul de jucători. Noi
domnul președinte, Claudiu aici de față, Alex, ei știu că noi ne-am propus lucruri mărețe pentru că aveam încredere și transmițându-le jucătorilor încrederea, nu am fost cumva, ne-am bazat pe niște fapte pe care noi le-am văzut la ei în antrenamente. Ei s-au antrenat foarte bine și au crescut nivelul foarte, foarte mult. Aici avem câțiva jucători, din punctul meu de vedere, care pot evolua la orice echipă de Liga 1 și nu cred că sunt cuvinte mari, dar, așa cum îmi spune și mama și tatăl meu, că sunt cel mai frumos și cel mai deștept și cel mai bun antrenor, ei trebuie să o demonstreze. Eu cred în ei, cred până... Dar vine meciul de mâine seară, în care nimic de făcut, doar să introduc în teren și să dea cei mai buni din ei. Domn președinte, măsuri organizatorice. Nu sunt probleme. Noi, de altfel, ne-am pregătit și pentru faza următoare a cupei. Deja am UEFA, pentru că era un timp foarte scurt după meci. Și atunci, noi deja am demarat aceste procese. L-aș mai adăuga ceva la ce spune mister. Asta este echipa Corvinu, spiritul lui. El tot ce are în el transmite echipe. Și un om luptător, puterea lui, ceea ce vrea el să transmită, o să fie un meci foarte reușit și eu sunt convins de lucrul acesta, pentru că asta își așteaptă publicul, o dăruire pe teren până la capăt. Restul va decide jocul în momentul acela, dar atât au ei de făcut, să preia din spiritul lui Max și să-l transforme în jocul lor. Pregătiți și pentru logici și eventuale lovituri de partaj? Vă pot răspunde eu, suntem pregătiți. Dacă luăm ca reper meciul cu FCSB, am intrat la pauză cu 2-0. Imediat după pauză au reușit să ne mai marcheze un gol, 3-0. Deci la fotbal se poate întâmpla orice. Mi-a rămas o fază în minte. Era Cristea, fundaș central dreapta, și nu mai avea posibilitatea nici măcar să degajeze în tribună. Eu nu zic că Cristea este un jucător foarte, foarte bun, dar în momentele acelea de joc, când vezi că adversarul publicul e alături de tine, cumva te transformi. Am reușit să marcăm 3 goluri celor de la FCSB și eu cred că dacă mai dura meciul încă 5 minute, vreau să cred că am mai și avut încă o acțiune, puteam să întoarcem meciul și puteam să facem un meci de povestit nepoților. Dar așa este în fotbal. Așa s-a terminat acel meci. De aceea trebuie să-ți dorești foarte mult, dar nici acea dorință să nu te ții de planul pe care îl ai la acel meci. Eu sunt 100% convins că jucătorii sunt foarte, foarte conectați. De aceea, credeți-mă că am încercat doar să-i ținem într-o formă sportivă bună, să le oferim rămâne de aplicat de către ei în joc. Sunt 100% convins că vor face un joc bun. Mulțumim frumos. Iar am pus mai întreb ceva, dar asta extra.